De data asta vom citi din Biblia de Iași, sau Nițulescu, așa se numește, să ascultăm cuvântul Domnului. Cunoaște însă aceasta că în zilele din urmă vor veni timpuri primejdioase, pentru că vor fi oameni iubitori de ei înșiși, iubitori de arginți, lăudăroși, îngânfați, defăimători, nesupuși părinților, nemulțumitori, necuvioși, fără iubire firească, neprimitori de învoire, zavistitori, neînfrânați, neîmblânziți, neiubitori de bine, trădători, porniți, fără chibzuială, întunecați, mai mult iubitori de plăceri decât iubitori de Dumnezeu, având înfățișarea temerii de Dumnezeu, dar care au tăgăduit puterea ei, și de aceștia depărtează-te. Amin. Să ocupăm locurile. Am vrut și mai avem încă cel puțin trei studii biblice, de fiecare dată să le auziți textele acestea în altă versiune a traducerii în limba noastră, a Bibliei. În imaginea din această seară am luat o pictură de a lui Repin, un pictor rus foarte faimos, portretul lui Iuda. Este cumplit portretul ăsta. Și în seara asta vom vorbi despre vânzători. Cuvântul în traducerile românești, există doar două variante, vânzător și trădător. De fapt, este exact același lucru. Vânzători. În limba greacă este prodotai, care înseamnă vânzător sau trădători. În dicționarul limbii române, trădător, vânzător, este persoana care înșală în mod perfid încrederea cuiva, pactizând cu inamicul. Persoana care este neloială față de cineva sau de ceva. Persoana care divulgă un secret, un plan. Persoana care comite o infidelitate în dragoste sau în căsnicie. Bărbatul acela care își înșeală nevasta sau soția care își înșeală bărbatul. Și persoana care dezvăluie intențiile, gândurile sau sentimentele cuiva. Acesta este dicționarul în limba noastră, definiția cuvântului vânzător sau trădător. Faimosul nostru Caragiale, cu condeiul lui foarte sarcastic, a pus în gura stimabilului Farfuridi, din scrisoarea pierdută, o scrisoare pierdută, într-o replică din actul 1, scena 6. De aceea eu întotdeauna am repetat cu străbunii noștri, cu Mihai Bravo și Ștefan cel Mare, iubesc trădarea, dar urăsc pe trădător. Asta numai Caragiale putea să spună așa ceva. Zice, iubesc trădarea, deci așa, dar îl ura pe trădător. În limba italiană este formularea aceasta foarte faimoasă, zice tradutore, traditore. Deci traducătorul este un trădător, este și trădător. De lucrul ăsta ne-am lămurit cu Rodica săptămânile acestea, am tradus o carte în limba română și ne-am dat seama că câteodată trebuie să fii trădător, că nu poți să traduci exact ceea ce zice autorul, trebuie să-l convertești cumva zicala în limba noastră și în înțelegerea noastră. În limba română, în Bibliile din limba română, spuneam că nu există decât doi termeni care sunt folosiți în toate cele aproape 40 de variante pe care noi le avem, practic în aplicația aceasta pe telefon. Este cuvântul de trădători. În Fidela, Bartolomeu, Anania și ați văzut și Biblia de Iași, folosesc cuvântul ăsta, trădători. Ori o expresie foarte interesantă o are Noul Testament pe înțelesul tuturor. Ei își vor trăda prietenii. Ei își vor trăda prietenii. Acum, când e vorba de cuvântul ăsta și de trădare, eu cred că fiecare dintre dumneavoastră ați avut experiențele vieții în care cineva v-a trădat, nu?
de la prietenii din copilărie, la locul de muncă, la școală, eu știu, cineva a trădat. Eu aș avea o listă foarte mare de trădători care m-au trădat de-a lungul anilor și, cum să vă spun, cel mai bun lucru este să îi ierți și să uiți, să te vindeci și să nu ții socoteală prin câte lucruri ai trecut. Mi-am adus aminte zilele astea de un singur caz când l-am forțat pe cineva să spună: domnule, bun, de unde știi prostia asta? M-a acuzat de ceva foarte, foarte urât. Și pentru că îl întrebam public între oameni, n-am mai putut, așa, a trebuit să răspundă și mi-a zis: prietenul dumneatale, și mi-l-a arătat pe prietenul meu care spusese lucruri care nu era adevărat absolut deloc. Este așa de dureros să fii expus la asemenea lucruri, dar cred că fiecare dintre dumneavoastră ați avut experiențe de genul ăsta. Haideți să vedem care sunt caracteristicile generale a unui trădător, a unui vânzător. În primul rând este lipsa lui de loialitate. Un trădător nu are un angajament puternic față de grupul de care el aparține sau de persoana sau cauza pe care o trădează. El nu are niciun fel de loialitate față de nimeni. Aceasta poate fi rezultatul unui interes personal care prevalează asupra loialității. Pe el interesează ceva și e mult mai important decât să fie cinstit și să respecte comunitatea în care el se găsește. Este caracterizat de oportunism. Trădătorii sunt adesea oportuniști. Oportunistul este omul acela care așteaptă să vadă unde trece căruța, când trece căruța, și sare în căruță dacă merge în direcția în care el vrea să meargă. Omul care se folosește de orice mijloc să ajungă acolo unde vrea el să ajungă. Trădătorii sunt adesea oportuniști, profitând de ocazii pentru a obține avantaje personale, fie este că vorba de bani, putere, statut sau orice altceva. El prinde ocazia și urcă în căruța asta care trece pe lângă el. Apoi este caracterizat de falsitate și înșelăciune. Un trădător poate folosi minciuni, manipulări, pentru a-și ascunde adevăratele lui intenții. Aceștia sunt adeseori buni în prezentarea de fațadă, nu? El salvează întotdeauna poporul, el salvează biserica, salvează comunitatea, țara, lumea, nu? El are cauze foarte nobile, după care el își ascunde de fapt mizeria egoismului său. Egoismul este a patra caracteristică a acestui om. Acțiunile unui trădător sunt în principal ghidate de interese personale. Trădătorul se concentrează pe propriile nevoi sau dorințe, nu? Neglijând chiar sau împotriva sau dăunând comunității. Domnule, lui să iasă bine chiar dacă pierde toată lumea. Căruța lui să fie plină și restul n-au decât să meargă cu buzunarele goale acasă. Al cincilea rând este lipsa de integritate. Un trădător nu are un set solid de principii morale sau etice, nu? Ei sunt dispuși să încalce toate regulile și normele pentru a-și atinge scopurile. Spune orice ca să iasă bine. Țin minte că odată l-am întrebat pe cineva: mă, tu crezi în Dumnezeu? Dar de ce mă întreb? Păi, ai spus o minciună îngrozitoare împotriva mea, în adunarea generală. Am zis: tu crezi în Dumnezeu? De ce ai făcut-o? Zice: am vrut să-ți fac rău. Am dorit să-ți fac rău. Deci el, acest om lipsit de integritate, este capabil să încalce toate regulile posibile, toate normele, ca să își facă mendrele lui. Este caracterizat de neîncredere și suspiciune. Trădătorii pot proiecta asupra altora propriile lor tendințe.
de trădare. Ei înșiși sunt suspicioși și neîncrezători, nu? Hoțul crede că toată lumea fură. Acest trădător crede că toată lumea trădează, așa ca el. Deci el judecă pe toată lumea după ochelarii lui, nu? Indiferență față de consecințe. Nu îi pasă de consecințele care sunt. Trădătorii pot ignora sau minimaliza impactul negativ al acțiunilor lor asupra altora. A, ce mare lucru, nu? Am spus și ce o vorbă, vorba vine, vorba trece, nu? Bine, dar ai spus o minciună, ai rănit un caracter, ai distrus o personalitate, un om. Nu contează. Nu contează consecințele. Nu își asumă responsabilitatea pentru durerea sau daunele cauzate. Abilități de manipulare. Sunt foarte manipulativi. Poate fi foarte abil în a manipula emoțiile altora pentru a-și atinge scopurile. Folosește șantajul emoțional, promisiuni false și alte tactici de manipulare pentru a-și atinge scopurile lui. Nu are empatie, nu are milă de nimeni. Un trădător adesea nu manifestă empatie față de victimele sale, fiind insensibil la sentimentele și suferințele oamenilor. Ce mare lucru, nu? A spus o vorbă. Da, vorba aia e o minciună, e o calomnie, ai distrus un caracter. Nu-i pasă deloc de nimeni. Și psihologii spun că au de obicei o natură dublă, o dualitate. Trădătorul poate avea o natură dublă, comportându-se într-un anumit fel în prezența unor persoane și total diferit în alte contexte. El își schimbă imediat personalitatea în funcție de contextul în care el se găsește. Haideți să mergem puțin prin Biblie, să vedem câțiva trădători din Biblie mai proeminenți, așa? Pentru că avem destui de mulți. În primul rând este Iuda Iscarioteanu. Nu? Contextul este că este unul dintre cei 12, Domnul Iisus, și îl trădează pe propriul lui Mântuitor. Pentru 30 de arginți. Cine știe ce socotel și-a făcut ăsta cu banii? Nu? 30 de arginți, dezvăluie locul unde este Domnul, îl sărută pe Domnul, nu? Trădătorii sunt absolut dezgustători în comportament, nu? Și Domnul spune, dacă un sărut, vinzi tu pe fiul omului, că Domnul știa că banii nu o să-i folosească, nu? În tinerețe, după ce am avut de face cu un astfel de Iuda, am zis că i-aș da eu 30 de arginți numai să nu mă sărute Iuda, să mă scutească de sărutul ăsta, măcar să nu mă, sărute. Iată și o trădătoare, să nu fim sexiști seara asta, o avem pe Dalila, nu? Contextul este că este iubita lui Samson, nu, unul dintre judecătorii lui Israel. Dalila l-a trădat pe Samson dezvăluind secretul puterii sale, a forței sale, nu? Și frizărița asta i-a tăiat șuvițele de păr, l-a dat pe mâna filistenilor și puternicul Samson a învârtit la mora, la râșnița filistenilor în pușcărie. Nu? Mai este unul foarte faimos, Ahitofel. Ahitofel, care a fost sfetnicul lui David, un om extrem de deștept, cred că avea el niște răfuiele așa intime cu David, pentru că Ahitofel a fost bunicul lui Batseba. Okay? Și Ahitofel nu l-a iertat, se pare, niciodată pe David pentru prostia care a făcut-o și că a ruinat familia nepoatei sale. Este consilierul regelui David. Când David este alungat de Absalom, trece de partea lui Absalom și știți că una dintre rugăciunile lui David, Doamne, nimicește sfatul lui Ahitofel. Pentru că ăsta știa foarte bine că dacă Ahitofel îi bagă ideile în cap lui Fiuso,
viața lui e terminată. Și Dumnezeu a ascultat rugăciunea și n-a ascultat Absalom de Ahitofel, a ascultat de altcineva care a spus ce trebuia să spună, dar trădătorul ăsta s-a dus acasă și s-a spânzurat imediat, că a știut ce urmează după asta. Bineînțeles că și Absalom poate fi considerat unul dintre trădătorii din Biblie, pentru că și-a trădat tata, nu? Indiferent cum ar motiva cineva, nu? David nu s-a purtat prea bine cu el, a fugit de taică-s-o, sta la bunică-s-o câțiva ani, a venit înapoi, vreo 2 ani nici nu l-a băgat în seamă după ce a venit la Ierusalim. A fost, e adevărat, greșel de educație și de relații părintești. Dar asta nu justifica absolut deloc ceea ce a făcut Absalom. Nu? Absalom l-a trădat pe tatăl lui, pe David, împăratul lui Israel, și a sfârșit-o spânzurată cu părul lui mare și lung, nu, într-un stejar. A murit acolo. Am putea numi și pe Roboam, nu? Care l-a trădat pe Roboam, fiul lui Solomon, și a pus mâna pe cele 10 seminții a lui Israel, care s-au desprins de Iuda și Beniamin și au format împărăția de nord a lui Israel. Aceștia sunt câțiva dintre trădătorii din Biblie. Dacă am merge numai în istoria noastră românilor, că noi ne-am trădat pe toți conducătorii la rând, nu? Rar a fost unul. A fost unul mai deștept, mi se pare, Ștefan cel Mare, care a rămas până la adânci bătrânețe, că ăsta a fost mai deștept decât trădătorii și a tăiat el pe ei. Dar restul, istoria noastră este o istorie absolut îngrozitoare. Zilele trecute, împreună cu Rodica, am urmărit o emisiune despre doamna Chiașna. Doamna Chiașna, din țara românească, o femeie absolut remarcabilă, dar ce ne-a îngrozit pe noi cel mai mult era faptul că în fiecare an și de 23 ori erau răscoale ale boierilor care voiau să pună mâna pe tron. Boierii își trădau regele, nu? Își trădau împăratul și asta s-a întâmplat absolut. Luați-l pe Mihai Viteazu, pe Cuza, pe Tudor Vladimirescu, pe cine vreți. Toți au fost trădați și vânduți. Avem o istorie groaznică, dacă o judecăm din punctul ăsta de vedere. Dar are și lumea în general, iată unul dintre ei, Brutus și asasinul lui Cezar. Acest Brutus se pare că a fost înfiat de Cezar. Era fiul adoptat de Cezar, de aceea este fraza aceea, et tu Brute și tu Brutus. Asta a fost ultimele cuvinte ale lui Cezar săracu, după ce și fiul său i-a înfipt sabia în piept. Trădarea este îngrozitoare pentru că a schimbat mersul istoriei de foarte multe ori. În istoria Americii este acest Benedict Arnold, care era un general american în războiul de independență a Statelor Unite. Probabil că s-a simțit el dezamăgit sau, eu știu, nedreptățit de Congresul american și Arnold a complotat să predea fortul West Point britanicilor. Să știți că noi am scăpat ca prin minune, prin intervenția lui Dumnezeu, țara asta să devină independentă și să devină America. Pentru că niște trădători de genul ăsta, cum a fost Benedict Arnold, trădarea a fost descoperită înainte de a fi finalizată și ăsta a fugit la britanici, a fugit la englezi. Este în istoria Greciei, de exemplu, bătălia aceea de la Termopile, când s-au bătut grecii cu perșii, nu, în 480 înainte de Hristos. Trădarea a făcut-o acest Efialtes,
care a dezvăluit perșilor un traseu secret și le-a permis să înconjoare și să înfrângă pe cei 300 de spartani care erau conduși de regele Leonidas. Este o perioadă istorică extraordinară, când acești viteji extraordinari au ținut piept unei armate de zeci de mii de oameni a perșilor. Un trădător însă i-a trădat și au fost omorâți. Mai recent în istorie este exemplul lui Kind Philby, un ofițer de informații britanic, membru a serviciilor de spionaj ale Marii Britanii. În timpul războiului rece, ăsta a lucrat câțiva zeci de ani pentru ruși și a vândut la ruși tot ce a putut el vinde. Okay? A fost unul dintre pagubele extraordinare în spionajul occidental, trădările făcute de acest Kim. Bineînțeles că comuniștii l-au considerat pe Pacepa un alt trădător, dar sunt și trădători care trădează bine. Nu? Cum să știți că există în gândirea asta americană acest termen de whistleblower, cel care fluieră. Și atunci o serie de companii care făceau, de exemplu, ilegalități și lucruri periculoase pentru restul publicului. Este faimoasă, de exemplu, industria de tutun din America, care a fost dată pe față de un asemenea vânzător, dacă vreți, whistleblower, care a demascat faptul că această industrie mințea în mod grosolan cu toate cercetările lor în jurul nicotinei. Nu-i periculoasă, totul în regulă, dar milioane de oameni mureau de cancer la plămâni. Okay? Și atunci e bine, când se întâmplă asemenea nenorociri, să există și un trădător bun, să zic așa, care dă pe față aceste rele. Legislația americană se pare că îi protejează pe acest whistleblowers, pe fluierașii ăștia, îi fluieră în biserică, nu? Îi protejează legea pentru că fac un lucru bun, dacă vreți, comunității. Dar haideți să luăm în Vechiul Testament câteva versete care vorbesc despre trădare. Vechiul Testament și apoi Noul Testament. Lea și Rahela, nu? Căsătorite cu Iacov, se simt vândute de tatăl lor Laban. Și iată ce fraze formidabile spun fetele astea, femeile astea. Rahela și Lea au răspuns și au zis: mai avem noi oare parte și moștenire în casa tatălui nostru? Nu suntem noi oare privite de el ca niște străine? Fiindcă ne-a vândut și ne-a mâncat și banii. Ne-a vândut și ne-a mâncat și banii. Ne-a vândut la străinul ăsta și ne-a mâncat și banii. S-au simțit vândute de taică-său. Un om vândut de frații lui, nu? Este Iosif, este vândut de frații săi, apoi la izmaeliți și apoi izmaeliți îl vând lui Potifar. Dacă te vinde unul, te vând și ceilalți. E foarte simpatică afirmația din Biblie, zice: hai să nu-l omorâm că e fratele nostru, îl vindem. E fratele nostru, mai bine îl vindem decât să-l omorâm, nu? Dragoste de frați, uneori așa are forma asta. Atunci Iuda a zis fraților săi: ce vom câștiga să ucidem pe fratele nostru și să-i ascundem sângele? Veniți mai bine să-l vindem izmaeliților. Se pare că Iuda ăsta avea, ideile astea au mers din generație în generație până la marele vânzător, Iuda, nu? Interesant. Veniți mai bine să-l vindem izmaeliților și să nu punem mâna pe el, căci este fratele nostru. Deci să nu-l omorâm, că e fratele nostru, carne din carne noastră. Și toți frații lui l-au ascultat. La trecerea negustorilor madianiți au tras și au scos pe Iosif afară din groapă. Îl băgaseră într-o groapă să nu fugă băiatul, nu?
și l-au vândut cu 20 de sicli de argint ismaeliților care l-au dus în Egipt. 20 de sicli de argint era prețul unui sclav. Un sclav așa se vindea pe piață cu prețul ăsta. Una dintre pedepsele Domnului pentru Israelul necredincios era să-l vândă dușmanilor. Domnul le-a spus, nu sunteți cu minți, vă vând la dușman. Vă vând pe mâna altora, vă dau pe mâna altora. Ei sunt un neam care și-a pierdut bunul simț și nu-i pricepere în ei. Dacă ar fi fost înțelepți, ar înțelege și s-ar gândi ce li se va întâmpla. Cum ar urmări unul singur 1000 din ei și cum ar putea doi ar pune pe fugă 10.000 dacă nu i-ar fi vândut stânca. Dacă nu i-ar fi vândut stânca, este cu S mare în Scriptură, Domnul. Dacă nu i-ar fi vândut Domnul, dacă vă uitați în Scriptură, veți găsi foarte multe citate, am găsit câteva, Domnul i-a vândut în mâinile unor prădători, spune judecător 2 cu 14, i-a vândut în mâinile unor judecători, prădători. I-a vândut în mâinile lui Cușan Risetaim, împăratul Mesopotamiei, judecător 3 cu 8. I-a vândut în mâinile împăratului Iabina Cananului, judecător 4 cu 2. În mâinile filistenilor, judecător 10 cu 7. Deci observați că și Domnul îi vinde pe aia care nu sunt cuminți și dă pe mâna unor oameni răi să-i pedepsească. Dacă mergem mai departe, Ilie îl acuză pe Ahab că s-a vândut ca să facă rău. Ahab a zis lui Ilie, m-ai găsit vrăjmașului? Și el a răspuns, te-am găsit pentru că te-ai vândut ca să faci ce este rău înaintea Domnului. Și-a vândut conștiința, și-a vândut sufletul diavolului, idolilor, ca să facă rău împotriva lui Dumnezeu. Găsim câteva cazuri în Biblie de câteva trădări. Una este trădarea lui Atalia, nu, care strigă, trădare, trădare. Era o împărăteasă care a vrut să pună mâna pe tronul lui David, omorându-i pe toți copiii, toți urmașii lui David. A scăpat însă un copil, marele preot l-a scăpat pe un copil care a continuat linia lui David. Da? Atalia asta a fost un instrument drăcesc de a întrerupe promisiunea lui Dumnezeu că un urmaș al lui David va fi la tron. Iată un altul pe Ioram. Ioram, fiul lui Ahab, descoperă prea târziu trădarea și este ucis de Jehu. Au tras la sorți pentru popor, da, așa vorbește Domnul. Când a văzut Ioram pe Jehu, a zis, pace Jehu. Jehu a răspuns, ce pace? Câtă vreme dăinuiesc curviile mamei tale, Izabela și mulțimea vrăjitorilor ei, Ioram a sucit frânele și a fugit, zicându-i Ahazia, vânzare Ahazia. Dar Jehu a pus mâna pe arc și a lovit pe Ioram între umeri. Săgeata a ieșit prin inimă și Ioram a căzut în car. Este fiul lui Ahab, care a fost ucis de Jehu. Jehu a fost instrumentul lui Dumnezeu pentru pedepsirea acestei familii răufăcătoare a lui Ahab. Găsim pe profetul Ioel că acuză trădările și vânzările poporului sfânt. Iată ce zice el. Au tras la sorți pentru poporul meu, au dat un flăcău pe o curvă și au vândut fata pe vin și l-au băut. Asta e una dintre frazele cele mai teribile care le găsiți în Biblie despre trădările. Ați vândut pe copiii lui Iuda și a Ierusalimului copiii grecilor.
ca să depărtați din țara lor, iată că îi scot în locul în care i-ați vândut și voi întoarce fapta voastră împotriva capului vostru. Voi vinde copiilor lui Iuda pe fiii și fiicele voastre și ei îi vor vinde sabeienilor, un neam depărtat, căci Domnul a vorbit. Observați cum trădările astea din istorie, Domnul are biciul lui pentru ele. Și ultimul citat din Vechiul Testament, profetul Amos, condamnă trădările, vânzările celor neprihăniți și săraci. Bieții oameni pocăiți și săraci erau victime și au fost întotdeauna. Așa vorbește Domnul pentru 3 nelegiuiri ale lui Israel, ba pentru 4. Nu îmi schimb hotărârea pentru că ați vândut pe cel neprihănit pe bani și pe sărac pe o pereche de încălțăminte. Oh, man, să știi că ai fost vândut pe o pereche de Adidas. Nu? Oh, teribil. Teribil. Și Domnul zice, pentru asta nu-mi schimb deloc hotărârea față de voi. Haideți să vedem câteva versete din Noul Testament. Cele mai multe citate din Noul Testament se referă la trădarea lui Iuda. Puneți vânzare, vânzător, tot ce vreți și veți găsi o serie de versete în Noul Testament, toate referindu-se la vânzarea și vânzătorul Iuda. Iată unul dintre ele, Matei 26:25. Iuda vânzătorul a luat cuvântul și a zis, nu cumva sunt eu învățătorul? Da, i-a răspuns Iisus, tu ești. Wow! Ce tupeu are trădătorul, domnule, are trădătorul. El contează pe, eu știu, pe noblețea ta, pe, eu știu, politețea ta, jena ta, nu cumva să vorbești frumos, să nu-l divulgi. Nu cumva sunt eu. Ba da, ai spus, domnule, tu ești. În ciuda acestei descoperiri, se duce și vinde în continuare. În predica sa, de fapt, ultimele cuvinte ale primului martir, Ștefan, nu? Îi acuză pe evrei că l-au vândut pe Domnul și l-au omorât. Ascultați cuvintele. Pe care din proroci nu i-au prigonit părinții voștri? Au omorât pe cei ce vesteau mai dinainte venirea celui neprihănit, pe care l-ați vândut acum și l-ați omorât. Deci, Ștefan spune, voi sunteți un neam de ucigași. Ați omorât de-a lungul istoriei pe toți profeții pe care Dumnezeu a trimis la voi. Și ultima crimă a voastră este că l-ați vândut pe Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, și l-ați omorât. Fapte 7:52. Domnul Iisus, când a vorbit despre vremurile din urmă, pune trădările printre semnele vremurilor sfârșitului. Vorbește despre trădările zilelor din urmă, chiar și acelora din familie. Deci Domnul spune, vă așteptați să fiți vânduți chiar de cei din familia voastră. Fratele va da la moarte pe fratele său și tatăl pe copilul lui. Copiii se vor scula împotriva părinților lor și îi vor omorâ. În timpul comunismului, mai ales în Rusia și în China, de exemplu, românii n-au luat-o chiar așa în serios cu comunismul. De fapt, ei n-au luat-o în serios cu nimica niciodată. Și asta a fost un fel de noroc al nostru, că am scăpat mai ieftin, într-un fel. Dar la ruși, la chinezi, copiii în școli erau instruiți să-și vândă părinții care nu citesc cartea lui Mao, care nu respectă pe tovarășul Stalin, nu? Și erau copii care își vindeau părinții și părinții erau arestați pentru că copiii divulgau. Era reacționar tata, nu? Scos cureaua și l-a bătut că nu și-a făcut temele, l-ai dat pe mâna KGB-ului și l-ai rezolvat pe tata pe totdeauna. L-a trimis în Siberia, nu? Ai scăpat de el. Domnul spune că în vremea sfârșitului se va întâmpla un asemenea fenomen.
Acum, lepădarea lui Petru este și ea, de fapt, o formă de trădare. Indiferent cum am spune eu noi, dar a fost tot un fel de trădare. Petru i-a zis, chiar dacă toți ar avea un prilej de potignire, eu nu voi avea. Și Iisus i-a zis, adevărat îți spun că astăzi, chiar în noaptea aceasta, înainte să cânte cocoșul de 2 ori, te vei lepăda de mine de 3 ori. Dar Petru i-a zis cu și mai multă tărie, chiar dacă ar trebui să mor împreună cu tine, tot nu mă voi lepăda de tine. Și ascultați, și toți ceilalți au spus același lucru. Și toți au făcut același lucru cu Petru. N-au declarat, n-au spus ce au zis Petru, dar au fugit cu toții. Au fugit cu toții. Este așa de dureros, nu? Să te crezi așa de mare, dar atunci când vine încercarea, descoperi că de fapt ești foarte mic și foarte slab. Apostolul Pavel spune că în vremurile din urmă vor fi caracterizate de apostazie, care înseamnă, de fapt, lepădarea de credință. Vremurile din urmă vor fi oameni, mulți creștini se vor lepăda de credință, vor trăda, își vor vinde credința. Dar Duhul spune lămurit că în vremurile din urmă unii se vor lepăda de credință ca să se alipească de duhuri înșelătoare și de învățăturile dracilor. Abătuți de fățărnicia unor oameni care vorbesc minciuni, însemnați cu fierul roșu în însuși cugetul lor. Profeții mincinoși vor strecura, spune apostolul Petru, erezii nimicitoare care îi vor face pe unii oameni să se lepede de credință. Deci vor predica niște erezii, niște învățături periculoase care îi vor face pe oameni să se lepede de credință. Zice 2 Petru 2:1, în orod s-au ridicat și proroci mincinoși, cum și între voi vor fi învățători mincinoși, care vor strecura pe furiș erezii nimicitoare și vor lepăda de stăpânul care i-a răscumpărat și vor face să cadă asupra lor o pierzare neprasnică. Cei ce-l părăsesc pe Domnul și credința comit de fapt un act de trădare față de el și față de împărăția lui. Iată ce spune Petru în 2 Petru, capitolul 2, versetul 20-22. În adevăr, dacă după cum au scăpat din întinăciunile lumii prin cunoașterea Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, se încurcă iarăși și sunt biruiți de ele, starea lor de la urmă se face mai rea decât cea din tâi. Ar fi fost mai bine pentru ei să nu fi cunoscut calea neprihănirii, decât, după ce au cunoscut-o, să se întoarcă de la porunca sfântă care le fusese dată. Cu ei s-a întâmplat ceea ce spune zicheala adevărată, câinele s-a întors la ce vărsase și scroafa spălată s-a întors să se tăvălească iarăși în mocirlă. Sunt două afirmații foarte tari despre oamenii care se leapă de credință și se întorc la alte învățături, nu? Multe lucruri mi s-au întâmplat în viață, dar unul dintre cele mai bizare a fost că după ce am botezat pe cineva, nu? Și le-am făcut căsătoria, m-am trezit că sora asta noastră s-a făcut musulmană. Efectiv, a trecut la musulmani. Nu? N-am înțeles niciodată ce s-a întâmplat cu femeia asta, nu? Absolut. Și culmea, era americană, domnule. Hai să zice că a fost vreo româncă de-a noastră, cine știe, de poșoloaca din deal, o nemerit ceva popă musulman care a convertit-o. N-am înțeles niciodată și n-am să înțeleg toată viața mea ce s-a întâmplat în familia aceea. Este un act de trădare, îți vinzi Mântuitorul, îți vinzi sufletul practic. Te întorci la noroiul din care ai fost scos.
Apostolul Petru ne avertizează de influența spiritului anticristic din zilele din urmă. Copilașilor, este ceasul cel de pe urmă și după cum ați auzit care să vină anticrist, să știți că acum s-au ridicat mulți anticriști. Prin aceasta cunoaștem că este ceasul de pe urmă. Ei au ieșit din mijlocul nostru. Ascultați, au ieșit din mijlocul nostru. Dar nu erau dintre ai noștri, căci dacă ar fi fost dintre ai noștri, ar fi rămas cu noi ce au ieșit, ca să se arate că nu toți sunt dintre ai noștri. Se pare că cei mai fioroși dușmani ai pocăiților sunt pocăiții care s-au lăsat de pocăință. Nu? Ăștia știu toate tainele. Și ultimul verset din Apocalipsa, de data asta, cartea Apocalipsei vorbește despre părăsirea dragostei din tâi, care și ea este un act de trădare, de vânzare. Nu? Dar ce am împotriva ta, spunea Domnul Bisericii din Efes, este că ți-ai părăsit dragostea din tâi. Adu-ți aminte de unde ai căzut, pocăiește-te și întoarce-te la faptele tale din tâi, altfel voi veni la tine și îți voi lua sfeșnicul din locul tău dacă nu te pocăiești. Când noi ne părăsim dragostea din tâi, nu înseamnă că sunt unii care s-ai pierdut dragostea din tâi. Nu, n-ai pierdut-o. Pierzi ceva când, eu știu, nu ești atent. Nu? N-ai grijă bine și ai pierdut. Nu, ți-ai părăsit-o. Ai întors spatele, ai abandonat-o. Este exact același cuvânt care descrie un bărbat care își părăsește nevasta sau o nevastă care își părăsește bărbatul. Este exact același cuvânt. Trădare, vânzare. Haideți să avem câteva concluzii și apoi să plecăm la casele noastre, să ne gândim la vânzătorii noștri. Numărul 1. Oamenii zilor din urmă vor trăda pe oricine, orice cauză, orice credință, orice legământ. Ascultați-mă, pentru trădător, pentru vânzător, nu este nimica sacru. Nu o să fie niciodată suficient de bun ca trădătorul să fie impresionat de bunătatea ta și să nu te vândă. Mă, nu-l vine că e de treabă. Nu. Ne putem aștepta, în zilele din urmă, oamenii să trădeze orice cauză, orice credință, orice legământ. Pentru ei nu există nimic ca sfânt. Singura loialitate a trădătorului este cea față de sine și interesele lui. El n-are loialitate față de nimeni. Va călca orice jurământ, orice legământ, orice contract, orice semnătură, orice normă, orice lege. Să iasă lui bine. Asta este singura lui lege. Fiecare caz de trădare este unic în circumstanțe și din motivații diferite. Nu? Sunt oameni care te vor trăda că ești român sau ești alb sau ești, ce știu, de altă culoare care nu le place lor. Nu există niciun principiu. Dom'le, toți aia care sunt așa o să fie trădați. Nu. Fiecare caz de trădare este unic în circumstanțe și din motivații foarte diferite. De-aia nu poți să faci o regulă. Și ultima care vreau să amintesc este că oamenii zilor din urmă își vor vinde țara, comunitatea, prietenii, echipa, familia, biserica, ce vreți. Nu? Nu există pentru ei nimic sfânt. Trădarea merge peste tot în zilele din urmă. Și cred că trăim zilele din urmă și ar trebui să fim pregătiți să facem față unei asemenea categorii de oameni extrem de periculoase. Să ne rugăm Domnului să nu fim trădători, să nu ajungem să ne lepădăm de
de credință, niciodată. Să avem principii, să avem compasul și, dacă vreți, moral în regulă, funcționând așa cum trebuie. Haideți să ne ridicăm și să ne rugăm Domnului, mulțumindu-i pentru seara asta.